Am început să mâncăm mai mult pește, peste 6,5 kg pe an în medie, iar afacerile în domeniu se tot dezvoltă. Inclusiv instituții publice investesc în acvacultură. Universitatea din Timiș vinde sturion și somn în magazine și restaurante, iar o primărie a cumpărat recent o fermă piscicolă de 300 de hectare. Voi monta un sturion afumat, o salată de varză roșie, caramelizată. În acest restaurant pescăresc din Timișoara, o parte din pește este din Dunăre, restul de import. Cum numărul clienților a crescut în ultima perioadă, patronii vor să mai deschidă un local. Se caută foarte mult fileul de calcan, se caută foarte mult fileul de șalău, sturionul, de asemenea. Ultimele date furnizate de Institutul Național de Statistică arată că un român mănâncă în medie 6,6 kg de pește pe an, cu peste 2 kg în plus față de acum 10 ani. Și cum creșterea este tot mai mare, s-au dezvoltat și afacerile în domeniu. Universitatea pentru Științele Vieții din Timișoara poate produce anual 10 tone de sturion, somn european, șalău și crap. Peștii ajung în hipermarketuri, restaurante și, în curând, într-un magazin propriu. Anul trecut, universitatea a avut venituri de 300.000 de euro din vânzarea de pește, bani care au intrat în bugetul universității. Afacerea, dacă o putem numi așa, se desfășoară regional. Cerințele pieței în prezent sunt în creștere. Recent, și primăria Ghiroda din Timiș a investit într-o fermă piscicolă de peste 300 de hectare de luciu de apă. Vrem să reluăm producția de pește și, în final, toată această activitate să producă un plus valoare economic vorbind, care să se întoarcă în bugetul comunei. La 15 km de Cluj-Napoca, în localitatea Ciurila, un bărbat a investit aproape 2 milioane și jumătate de euro într-o fermă de păstrăv, jumătate din sumă fiind din fonduri europene. Producția anuală de pește este de 46 de tone. La ora actuală, păstrăvul viu este 35 de lei. Totuși, peștele comercializat la noi vine în general din străinătate. În 2021, ultimul an din care sunt date statistice, în țară a intrat marfă de aproape 250 de milioane de euro.